FC Argeș a perfectat încă un transfer și a ajuns la 14 jucători aduși în această vară. Echipa din Trivale a ajuns la un acord cu mijlocașul ofensiv Robert Grecu, care în debutul acestui sezon competițional a evoluat la Astra Giurgiu. Fotbalistul, în vârstă de 21 de ani, a semnat cu FC Argeș un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Robert Grecu a început să practice fotbalul de la vârsta de 5 ani. Primii pași spre performanță i-a făcut la LPS Aripi Pitești, iar în 2011 a ajuns la Academia Hagi. A fost internațional de junior la toate loturile, de la Under 13 la Under 19. A fost convocat și de Daniel Isăilă la lotul de tineret Under 21. Grecu a mai evoluat la echipa din Trivale în sezonul 2016-2017, reușind să promoveze în Liga a doua cu SCM Pitești. Robert a marcat 12 goluri în Liga a treia, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști ai alb-violeților. În sezonul 2017-2018, mijlocașul a evoluat pentru FC Argeș în 24 de partide, reușind să marcheze 4 goluri. După ce Nicolae Dică a părăsit SCM Pitești și a preluat banca FCSB, Grecu a făcut pasul la vicecampioana României. Din cauza vârstei destul de fragede și a concurenței puternice, Robert nu a reușit să se impună la roșialbaștri. Am reușit să aducem un jucător, acum l-am adus pe Grecu, dar un jucător de 21 de ani. Ăștia sunt jucătorii pe care noi putem să-i aducem în acest moment. Noi nu putem să aducem jucători de 27, 28 de ani, 30 de ani, care au fost la Liga 1. Nu putem pentru că nu avem un buget. Și încercăm cu acești copii să reușim să îi facem de la meci la meci să fie mai bun. Sunt meciuri în care greșesc. În sezonul 2018-2019, Grecu a îmbrăcat tricoul formațiilor de Liga a doua, Petrolul Ploiești și Daco Getica București. În această ediție de campionat, Grecu a evoluat pentru Astra Giurgiu în două partide.